menționată prin dispoziția domnului primar numărul 436. Din cei 14 consilieri locali, sunt prezenți 12, absentează nemotivat domnul Rândacu Gabriel și domnul Oprea Cristinean. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnule primar, vă rog să prezentați proiectul ordinii de zi. Și acum ați fost anunțați la ordinea de zi. Avem 5 proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii deducerii de majorări și întârzieri aferente obligațiilor bugetare restante. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui tax pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Proiect de hotărâre privind completarea inventarilor bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căiuți. Și punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea accesului public în mod liber pe drumul fostului CF modernizat în cadrul proiectului modernizare fostălința CF Căiuți, Comuna Căiuți. Și la punctul 6, diverse. Cine este pentru proiectul ordinii de zi? Unanimitate. Pentru conducerea lucrurilor, mă rog pe domnul Manole Dumitru să preia activitatea. Înainte de a vă da cuvântul, vă consult asupra conținutului procesului verbal de la ședința anterioară. Aveți obiecțiuni? La de adăugat? Ai scos? Nu. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Domnul președinte, vă rog să deci, așa cum v-am anunțat, primul proiect de hotărâre pe ordinea de zi este rectificarea bugetului de vânturi și cheltuieli. Nu am primit sume suplimentare. În urma investiției care a fost făcută la drumul CF Căriturarea, a reprimit banii, o parte din bani, a rămas suma de 20.000 de lei, sumă care, așa cum v-am zis, conform legii, pe investițiile care sunt făcute, se conduce numai pe lucrări de investiții, am venit să transferăm la modernizare drum de interes local zona CFR, drum ce urmează să începem să terminăm până la sfârșitul lunii noiembrie. Și este diminuarea plafonului de personal, care a fost la începutul anului 2599.000 lei, iar se modifică altfel. Plafon cheltuieli aprobat inițial 2599, suplimentar 104.000 lei. Plafonul cheltuieli de personal, deci este inclus și învățământul, ca să știți că nu o dăm mere. Și la atunci sunt banii din hotărâri judecătorești, va fi de 2703.000 lei. Astfel, bugetul local are în momentan 5.067.000 lei venituri și cheltuieli la fel. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Domnule Jucujin. Deci la ședința trecută, când era același subiect, rectificarea de buget, am cerut să ni se prezint un desfășurător cu lucrările în poți, cât sunt plătite, cât mai avem de plătit. Pentru că la fiecare rectificare mișcăm banii într-o parte în alta, începem lucrări noi, dar ne trezim cu lucrări foarte vechi care nu sunt plătite. Deci, din punctul meu de vedere, nu este corect să o ținem tot așa. De exemplu, vă rog să vă explicăm ce lucrări se urmează să nu sunt terminate. Păi, tocmai, de exemplu. Iar pentru ce ați făcut dumneavoastră solicitare, m-a științat consilierul, de deci se lucrează Păi asta am cum să spun. Vrem să vedem exact cum stăm. La ultima rectificare de buget am aprobat construirea unui parc de joacă pentru copii. Nu spun că nu este bun, iubesc copiii, au și ei nevoie de așa ceva. Începem lucrări noi, dar să vedem cum stăm și cu cele vechi, cât mai avem de plătit, ce am plătit. Noi ne trezim peste 2-3 ani, dacă am plătit din urmă, cum a fost faptul s-o mai întâmplat și a întrebat. Asta am avut spus. Da, cred că v-am răspuns. De când sunt primar, n-am început niciodată investiții care n-am dus-o la consensiv. Da? S-au mai spus datorile. Eu v-am spus că le-am încheiat toate. Dumneavoastră? Se plătesc prea, cum să zic, câte puțin. Ar trebui 2-3 tranșe, 5 tranșe, să avem exact câte tranșe putem da și să operăm plătile așa cum trebuie. Dar nu uite, dacă ați avea vreodată, poate să ajungeți, conduceți comuna, să aveți vreodată tot bugetul pentru o investiție grămadă, atunci veți fi unul fericit.
să vă spun, plătim așa cum vin banii și cum avem. De exemplu, drumul Hiltiu, să înceapă, cred că dacă stă pările săptămâna viitoare, nu mă cer. Este investiții 44 de miliarde. Avem alocați 4 miliarde ceva. Ce facem? Nu începem lucrarea, că nu știm dacă mai... Posibil să mai vină 4 miliarde anul viitor. Dar ce facem? Nu plătim? Nu începem? Eu am pus clar. Am avut investiții care s-au derulat în 5 ani, dar s-au terminat, că așa au fost sursa de finanțare. Deci eu înțeleg lucrurile astea, dar atât timp cât avem posibilitate să facem cu legi. Dar cum să fie posibilitate să facem așa cum o să spuneți dumneavoastră, fără probleme. Vreau să spun ceva. Consider că domnul consilier are dreptate. Sunt foarte multe lucruri în trecut și nu terminare. Ar trebui să nu se mai multe în acele lucruri. Deci, avem și pe el statul și dacă e terminat, dacă e finanțat. Este finanțat. În totalitate? Este o altă problemă. Nu este în totalitate, este un cel local, o perioadă mai lungă. De acolo ne-am lovit de altă problemă. Alte investiții care sunt începute nu sunt terminate. Vă rog să le spuneți. Deci la ăsta... Dar zic că sunt foarte multe. Că eu sunt, nu știu dacă șanturile sunt terminate. Știu că acolo au fost mereu inundații. Când plouă, sunt scurgeri de torenți. Sunt de bază, sunt șanturi făcute. Investiția este în derulare. Că se termină anul ăsta, că se termină la anul, alte investiții începute și terminate. Vă rog să spuneți. Atât am avut. Dacă mai sunt alte problemele cu investițiile care trebuie? Mă, doamne, cu rectificarea de 20.000 de lei care au rămas de la liniuța CFE și o să mai vin o anumită sumă de bani. Avem proiectul cartier CFR unde trebuie să facem drumul, este prin program european. Și în condiții normale, până la sfârșitul noiembrie, ar trebui să-l terminăm. Iar banii care au rămas, deci ce o să mai vin în mare parte, ne-am zis că o să-i alocăm acolo. Când se începe drumul la Hiltiu, Isteava? Păi am dat până din începerea lucrării. Din orice zi în zi poate să înceapă. Deci, așa cum am spus în ședința anterioară, avem 4 miliarde și vă 300 alocați. Pentru anul ăsta, dacă reușește să facă lucrări de banii care sunt, la sfârșitul lunii octombrie avem promisiunea că vor mai fi realocări bugetare pe această investiție, în funcție de ritmul lucrărilor. Cine a câștigat licitația, dacă nu vă sperați? Da, v-am spus, Gironac. Gironac. Mulțumesc. Problema e felul următor. Văd că tot să începi investiții prin alte părți, și la noi, în satul Popeni, problema cu șanțul ăla, care iar zic de el, am zis, aproape la fiecare ședință de Consiliu, că se va face, se va face, dar nu văd că se va face niciodată. Văd că alte investiții, iar mă repet, continui și continui să se deschide, că vrea să facă. Și am fost și la domnul președinte al Consiliului Județean și a dat cuvântul și a spus să vin la dumneavoastră, că împreună cu Consiliul Local, mai ales că sunt consilier la primăria Căiți împreună cu Consiliul Local, găsim soluții și se rezolvă problema șanțului. Uite, trecut un an de zile, promisiuni, ne-a dat și în scris de acolo că se rezolvă, mi-a dat în scris și dumneavoastră că se rezolvă cu șanțul la Popeni. Și nici în momentul de față nu s-a făcut nimic. Era vorba acolo, propusese cineva din ședința de Consiliu că se va face și drumurile pe acolo, pirate și la drumurile alea, la cetățenile pe acolo, pirate și la în Popeni. Că merg tot prin noroi, prin bărți, dar... Mai aveți un pic, eu nu mă... Poftiți? Știți că am mai discutat. Așa de mult doriți ca în Popeni să facă centru... Nu s-a făcut nimic, nu că doresc prea mult. Nu s-a făcut nimic în Popeni. Demonstrați dumneavoastră în momentul de față, cum vreți să-mi spuneți. Dom'le, s-a făcut în Popeni cu tare, cu tare, cu tare, iar eu vorbesc prostit. Nu s-a făcut nimic, cum spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul primar, să trăiți. Domnul Matei, aș vrea să fie atenționată societatea care a câștigat licitația pentru construirea drumului la Hiltiu, să țină cont de condiții meteorologice. Să nu toarne asfalt pe teren moale, să nu toarne asfalt când terenul este înghețat sau să urmărească, să fie lucrări făcute de bună. Atunci când nu e lucrarea în contextul,
nici nu-i dă o garanție pentru lucrare și nici nu se atinge scopul lucrarea respectivă. Așa că să fie atenționat de la bun început să știi că lucrările să fie în condiții meteorologice de maximă siguranță. Și dacă tot am luat cuvântul, ca să nu mai iau la diversie... Ce va juga? Haideți să vorbim pe punctual, pe proiecte, pe hotărâri și la diversie. Deja am șansul la Popeni, drumul la Gheltiu. Este un proiect de hotărâri, discutăm la diversie, să discutăm toate problemele care vă interesează. Și șansul din Popeni din buget, până la urmă. Dar nu au locul. La proiectul de buget pe anul viitor, cred că propunerea să facem șansuri. Dăm cuvântul domnului Drinea. Da. Analizând desfășurătorul pentru modernizări și investiții la nivel de Comuna Căiuț, aici văd ceva încurător în ceea ce privește monumentul ăsta care îl avem noi, Casa Rosetii. E foarte bine ca să s-a gândit cultura la 12-lea ceas după 25 de ani, să finalizăm lucrarea asta. Este o lucrare foarte importantă la nivel de Comuna Căiuț și toți am trecut pe lângă ea și ne uităm exact ca la o aragere. A venit timpul să restaurăm tot ce este istorie și tot ce a lăsat neamul nostru strămușesc. Eu vă mulțumesc că asta a încă o dată vă fac apel. Haideți să discutăm pe proiect de hotărâri și la diverse discutăm tot ce înseamnă investiții colaterale. Mai sunt discuții? Nu. Propunem pentru votare, nu? Cine e pentru? Împotrivă? Abține? Și ar neastră împotrivă sau v-ați abținut? Cine? Domnul Vrăcean, care zic că am mai zis, deci 11 voturi pentru, abține domnul Lungu. Deci, mă bucur un lucru că sunteți mai activi în televiziune. Bun. Mai de drumul și așa, dacă e mai. Mai e lacte mai mult. Ți-am zis să-ți dai drumul mai greu, ai grijă. Mai greu de drumul ăsta. O să fii privat. Privind, avem la punctul 2, deci înainte de a începe ședința cu care erați în sală, discutam de scutirea majorărilor care legea ne dă voi la cei care își plătesc datoriile către primărie până la sfârșitul anului să fie scutiți de majorări. Este un proiect de hotărâre. V-am zis, l-am cules și eu din întâlnire cu alți primari care am avut. Am chemat servicii contabilitate, nu puteam știu dacă e legal să nu se intereseze pe lege și este corect. Deci pentru toți cei care își plătesc datoriile care le-au la primărie până la sfârșitul anului, vor fi scutiți de penalități. Este... Datoriile pentru anul trecut, nu? Poftim? Da, nu. Datoriile mai vechi de anul în curs. Deci nu vorbim de anul în curs. Deci este, cum să zic eu, un fel de relansare fiscală, așa, venit în folosul cetățenilor care n-au reușit să plătească. Eu v-am zis, m-am contrazis cu domnul Bătăvan un pic, știți că 80% sunt cetățeni chiar cu venituri mici. Și eu zic că este un lucru bun. O putem relua și din ianuarie pentru termen de 6 luni, să spunem, pe anul viitor. Poate așa reușim să încurajăm să plătească măcar debitele. V-am zis, sunt cazuri care are 2 milioane debit și are 5 milioane penalități. Ori în condițiile astea vă spun eu că greu va plăti. Dar dacă faci un efort și îți dă 2 milioane, nu plătești penalități. Eu zic că este un lucru bun care vine... Dăm cuvântul domnul Matei. În ajutarea cetățenilor venituri mai clar. Da, sunt colegi de-ai mei care vor să spună nu mai mult legat de cei care îi scutim, dar eu vreau să amintesc ultimul lucru. În anul 2004, dacă mai simt din consilierii care erau atunci, da. Ați primit dumneavoastră cu propunerea la sticii primar de nu, nu mai aduc aminte. Nu, era la prima. Ascultați-mă un pic și nu vreau să spun propunerea. Da, te rog eu. Deci ascultați-mă un pic. Ați venit cu o propunere. Dacă vin cei de la fabrică, nu mai știu cum se numeau, să plătească toate datoriile la apă, să-i scutim de penalități. Normal că venim cu o sumă mare de bani, am fost de acord cu toții. Pentru că încasam niște bani.
La un an sau doi diferențe, când a venit curtea de conturi, ni s-a reproșat faptul că nu a fost legal la acea sutire și chiar vrea să ne oprească bani nou. La intervenția dumneavoastră au venit cei de la fabrică și au plătit acele diferențe și nu au plătit nimeni din consilier. Dar se punea problema ca consilierii să plătească acele scutiri. Deci cadrul legal nu a fost corect. Deci așa nu s-a spus și atunci ca și acum. Da. Este cadrul legal, este avizul la autoritate. Deci eu vă spun acum că... Deci trebuie să avem mari grijă. Eu nu vin cu proiectul hotărârii în afara legilor. Vorbim de penalități, nu de scutiri, de debite. E o diferență. Penalități au fost și atunci. Nu. Nu, penalități erau vorba. Nu mi-aduc aminte, dar este făcut proiectul de hotărâre în baza codului fiscal care aprobă așa ceva. Este și în anul ăsta. Deci nu vorbim de... Sunt ordonanțe de guvern, sunt toate prevederile care sunt aici. Le puteți vedea codul de procedură fiscală care permite acest lucru. Deci nu venim cu un proiect de hotărâre care să forțez mâna să fie în afara legii. Eu, sincer, ca să fiu mai liniștit, prefer să mă documentez bine ceea ce nu puteam să fac cu o oră înainte de ședința de consiliu, în ședința de comisie. Deci ar fi trebuit o ședință de comisie, cel puțin cu o zi sau două înainte, ca să ne putem documenta. Nu va opri nimeni să veniți să luați materiale în timp ce sunt făcute, să vă documentați. Ne lovim de aceeași problemă tot timpul. Cu dumneavoastră în special, pentru că tot timpul spuneți că n-ați avut timp. Vă spun că nu vă oprește nimeni, veniți cu două zile înainte să vă luați materiale să le studiați. Cu două zile, cu trei zile. La duminică, sau sâmbătă, și nu era nimeni. De când vine, nu era nimeni. Eu vine seara, am primit convocarea, când vreau să vin, sâmbătă sau duminică, cât iar duminică. Acum vă spun, dacă vreau să găsesc. Domnul primar, faceți proiect de hotărâre. Eu nu știu ce, aș vrea să vin cu un singur amendament. Nu știu dacă ești de acord cu colegiile consilieri. Eu sunt de acord cu scutirea majorărilor la aceste taxe și impozite. Dar la persoane fizice și cu un venit foarte, foarte mic. Mai puțin nu sunt de acord la persoane juridice. Persoane juridice cred și consider că au de unde să-și plătească aceste penalități. Să rog, doamnă secretară, să menționez un punct de vedere legal. Nu poți face discriminare. Nu poți face discriminare. Nu e nicio discriminare, domnule. Deci dacă o dă, se dă... Deci discriminez de unul față de altul. Nu poți să faci favorabil pentru... E diferență deci, așa, juridice și fizice. Deci așa puteam să vină unul să facă o cerere, eu de cetățean, să spună mă scutiți cu mine. Este părerea mea personală. Nu știu dacă colegii mei sunt de acord cu ea. Eu în aceste condiții pot votez acest, cu acest amendament, votez acest proiect de hotărâre. Mai are cineva? Domnul Lungu. Consider că hotărârea este bună, dacă are și bază legală, avem jurist care se ocupă de treaba asta. Procedură fiscală. Da. Deci, hotărârea este bună, am putea aduna niște malabugeți care mor să vină dacă nu facem treaba asta. Dar, bănuiesc că trebuie informați toți. Păi da, toți. Aveți șansa să vă plătiți, că dacă nu sunt informați, ei nu vin. Haideți să vă dau un exemplu acum care m-a dus și n-am nimic. Știți cum face banii, naiba să leapă ăsta Venus. Acum avem licitații din casă. Am făcut executare. Deci a venit, era de acolo să plătească 150 ceva de milioane debitul, de el are 200 de milioane penalități. Deci niciodată nu-i va plăti debitul. E un caz. Care l-am și două, trei cazuri din astea mari. Deci toți trebuie informați cumva. Nu, deci automat va fi mediatizat. Avem niște bani la buget care nu știu dacă putem aduna dacă... Mă scuzați, pot ieși, da, da? Pare că sunt în votare. Domnul președinte, vă rog să luați inițiativa și închidem telefonul și timpul ședinței. Nu trebuie să stăm de vorba la telefon. În timpul ședinței stăm de vorba la telefon. Ori facem ședință, ori facem la telefon. Dacă mai sunt discuții pe proiectul de hotărâre. Păi sigur. Asta e, trebuie să închis. Nu mai discutăm. Eu încă o dată mă repet, dumneavoastră, votați cum doriți. Dar eu zic că pentru cetățenii care plătesc mai greu și sunt, de obicei, v-am spus, bun platnici și plătesc până pe 31 martie care au, care nu eșalona sau mai greu, eu zic că, părerea mea personală, dumneavoastră trebuie să vă luați după aia,
este o inițiativă bună, în ajutorul unui segment de 20-30% din cetățenii comuni. Eu zic să mai pot face și lucruri bune, nu numai anumite lucruri. Nu. Dumneavoastră, hotărâți. Eu zic că trebuie să ne gândim bine, pentru că e normal să-i ajutăm și să facem să plătească datorii de la primărie. Dar problema este să nu îi descurajăm să plătească. Pentru cei care sunt de bună credință. Nu văd cum, o descurajăm dacă nu le creăm nicio facilitate. Păi cei care își plătesc taxele, o să zic, băi, dacă cei care nu își plătesc. Nu, să zic, nu, vă spune. Ar trebui în concluzie, toți cei care au fost de bună credință să plătească au plătit. Care nu sunt de bună credință va face probleme și la anul, și la anul, și la anul, și peste 10 ani. Aceleași probleme. Dar părerea mea este... De ce părțiți cetățenii comuni, cei de bună credință și cei de rea credință? De ce? De ce credeți că ar fi de rea credință? De ce nu spuneți cetățenii mai săraci ai comune? Nu sunt aia săraci, că dacă ar fi numai de aia săraci, n-ar fi problema. După ședință am pus problema celor săraci. Dar acum se pune problema anumitor oameni care au de nu-i plăti și nu vor să dea bani la primărie, să plătească bani. Care au de unde plăti să plătească bani. Mai sunt domnul Roșcan. Ar trebui într-un fel constrâns și să plătească la timp datoriile, pentru că putem să iau un precedent. Domnul Roșcan, și știți că dacă o aduc pe Ioana, să mergem câte proprii nou, câte proprii pe pensie avem. Deci să merge până la limită. Sunt o parte cetățeni care nu au venituri deloc și nu avem unde le lua, care au ajutor social le luăm, care au pensiile luăm, care au orice altă sursă de venit, conturi bancare, le luăm. Vreau să vă arăt cât din alea avem brunar. Adică nu credeți că nu se merge. V-am zis, avem un grad de încasare destul de bun. Dacă aveau de gând să plătească, plăteau acum. Haideți să vă dau un exemplu. El era la ieșire din Florești, cum le zice. Andronic. S-au adunat de ani de zile. Poate îl prind să dea 10 milioane, dar nu poate să dea 40-50 milioane penalitățile în viață. Sunt meserie, domnule primar. Angajează lucrări de câte 20-25 milioane. Au bani de la dumneavoastră. Plătesc? Doctor, e un caz care mi-a venit la 10 de ani de zile. Mai sunt? Prins la o lucrare, fără autorizații, fără mai nimic? Sunt. Nu știu, mă rog. Ați exemplificat la persoane fizice. O persoană juridică restantă, ca să avem așa o idee? Sau prin sau, la persoanele juridice care avem probleme, le-am pus sechestru sau alte forme de plată. Să știți că nu se duc, cât mai ușor de executat la persoanele juridice. Ca să nu fie discriminare, deci la zis se opune, dar la persoane juridice e mai ușor. Au conturi bancare, au bunuri, e mai simplu. Domnul președinte. Avanțați. Mulțumesc, domnul Drilea. Gândiți la altă soluție. La sfârșit de an, să analizăm pe aia fără venituri, să facem scutiri, să nu ne încărcăm cu debite. Atunci ce costă aia? Dar nu pentru acei care... Deci hotărârea vă dai general. Nu poți să dai pentru cineva... Sunt cazuri excepționale în care oamenii nu au posibilitate să plătească taxele și impozite la nivel local. În cazul ăsta... Făcută o anchetă socială. Reglementată treaba să nu vă încărcați când vă încărcați cu debite. Dar nu ne încărcăm. Acum suntem încărcați cu debite. Sunt, așa, vă încărcați cu debite. Atunci să nu mai apară debite, să facem într-așa fel în care oamenii care n-au posibilități să-i scutim. Dar nu avem voie să scutim. Deci vorbim de penalități, nu de debite. Deci nu scutim pe nimeni de dreptul lui de a plăti care de dat 1 milion pe case sau din 5 milioane, dar penalitățile 7. Un exemplu la general. Eu m-am gândit și la oameni care sunt bătrâni, trecuți de o etate, neputincioși, n-au venituri, ăștia să prezintă contabila, să prezinte o listă și noi la sfârșit de an să le aprobăm treburile să mai no, eu zic așa trebuie. Nu face discriminări, eu nu... Nu-i vorba de discriminare, aici e vorba de o protecție socială. Nu-i vorba de discriminare. Atunci îi băgăm pe toți în bocată să arace la urmă. Atunci plătim noi ca consilier când vine pe de conturi. Că te prinde constanția mea până la plătă. Da. Deci, da, de că conturile trebuie umblat la alte treburi. Da. Nu umblăm la omul sărac. Haideți să sintetizăm. Da, este da, bine, bine. Și sărac nu plătească datoriile. Ce? Om că-i sărac, nu-i sărac, trebuie să-și plătească datorile și gata. Așa mai mult decât așa stăm și discutăm până mâine, luă-l-ai, luăm apa, luă-l-ai... Luă-l-ai, luăm aia, luăm aia, dar... Dar fi sărac, n-are ce plătire.
Dacă nu are cu ce plătești, nu suntem și da. Domnul Crețean, dar dumneavoastră, când am observat o treabă, ați fost foarte bine, ați aprobat când a spus vorba că și agenții economici să le scadă debitele. Dumneavoastră foarte bucuros ați fost, dar să zici bine. Păi, de ce nu sunteți de acord ceea ce spun? Păi, dar ce să fiți de acord? Gata, eu am văzut că părțile sunt împărțite. Suntem de acord cu dumneavoastră. Am înțeles, pentru... Deci asta țineți la comună, la oameni. Nu putem da un proiect de hotărâre pe un anumit segment. Este la modul general și este numai pe penalități. Nu scutim pe nimeni de debite. Și alea scutit în ordonă sau observat care. Mai e cineva? Propunem la vot. Propunem la vot. Cine e pentru? Contra? Împotrivă? Da. Și abține să împotrivă. Abține să împotrivă. Îl întrebați. Abține. Păi nu, împotrivă și împotrivă. Scuze. Odată ca să poți să consemnezi mă. Cine te-a abținut? Cine te-a abținut? Cine te-a abținut? Cu talentul pe care l-am spus. Da. Infrastructurii publice locale, a drumurilor comunale și oficiale, ori altor categorii de drum aflate în proprietatea sănătății administrative de teritorial comunicăiesc, de către echipamente utilaje destinate obținerii de venită, potrivit la articolul 283 alineatul 2 codul fiscal, taxă destinată întreținerii, reparării, modernizării infrastructurii locale. Parte integrantă. Aprobarea procedurii colectare și plata taxei pentru utilizare se face conform anexei 2. De la data aprobării, toate celelalte prevederi ale de hotărâri ale Consiliului Local, ce sunt administrate de către comună, se revocă. Articolul 4, primarul va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Discuții. Dăm cuvântul domnului Onel. Domnul Turoar, sunt de acord cu acest hotărâre. Este benefic pentru că adună bani la proces, poate o pețină drumurile. Dar am vrea ca acest proiect de hotărâre să fie aplicat pentru orice persoană care tranzitează aceste drumuri comunale. Da, deci nu oameni. Pentru unii da, pentru unii nu. Și solicităm compartimentului financiar contabil trimestrial să ne prezinte o situație cu sumele încasate. Și lunar, dacă vreți. Macar trimestrial. Fără probleme. Atât am spus. Domnul Roșan. Domnul primar, noi am aprobat în hotărârile anterioare, privind taxe de drum, niște amplasarea unor bariere, sisteme de limitare a accesului, ca să putem monitoriza. În condițiile astea, prin ce sisteme putem monitoriza? Pentru că trebuie să fie cineva să asigure permanență. O să dăm poliția locală, o să vină și poliția locală cealaltă, o să dăm hotărârea, să o ducem la definire, o să luăm în calcul și montarea de bariere. Dar acum am mers la valoarea metrului cub, o să cerem de la Ocol, o să plătească și Ocolul și toată lumea, că așa mi se pare normal, creează venitul toată lumea, o să cerem partizele licitate de X, Y, Z, cât are 800 de metri, ori 5 plătezi de 120 de milioane la primărie. Agentul economic care e aia. Vrea bine, nu? Am prins mașina, am venit și cu o taxă de amendă. Măi, prins aici? Între 500 și... Da. Uitați aici la sancțiuni. Deci mașina care am prins-o și nu face dovada plătirii acestei taxe, e între 510 milioane. Și îl prinde 100 de ori, o să-i dau 10, 10, 10 și la firmă, vă spun eu, o să plătească, fără probleme. Da, dar întreba, dar nu-i vorba când îl prindem. Ar trebui orice... Nu, noi anunțăm. Că sunt că pare, o să fie care nu vrea, dar ai 1500 de metri, treci pe drumul comunal, trebuie să-l plătești 200 de milioane. Da. Nu-i plătești. Nu, normal ar fi ca toți cei care tranzitează acest drum să plătească, nu,
Nu deci, vorbim. Celelalte hotărâri au fost cu caracter de a-l prinde pe momentul respectiv, nu cu caracter permanent. Ar trebui permanent. Păi permanent. Da, am știut privat-o pentru că cealaltă, dacă cronologic, era mai greu de calculat. Că iei 3 milioane, că iei 3 milioane jumate, nu. Ai 40 de metri cub, 15 lei trebuie să depășești la caserie. Ca drumuri, avem drumul Găiuț și Hertiu. Găiuț, avem toate drumurile care sunt la pralea adiacente drumului județean, începând de la Ierbis la deal, sunt drumuri comunale. Chiar dacă are și porțiuni de 200 de metri, drum comunal va trebui să plătească. De ce se distrugă drumul, că e drum județean, mulți se leagă de situația asta, dar drumul județean face parte integrantă din teritoriul administrativ al comunii Căiuț. Și nu văd de ce să mi-l strânge sau să vină la 12 noaptea să coboare cu mașină fără să plătească. Deranj la populații, tonaj mare, drum stricat care se mai repară în veci. Nu, vor plăti toți. Ca și temei legale, nu sunt plătitori de provenietă pe teritoriul României. Putem noi... Da, dar noi ca autoritate locală avem dreptul de instituit taxe locale pe drumuri și pe tot ce utilizează ei. Mie nu-mi dă mare brânză din rovinete. Da, și asta nu-mi dă deloc. Exemplificat. Domnul Matei, transport de lemn, balast și altele, da. Și utilaje agricole. Da, agricole, dar la utilaje agricole, vedeți, atenție, este o taxă pe utilaje. Pentru toți cei care... Vorbim de șerpani. Da, șerpani, celor bucuri. Mașini care îngrășăminte, soluții, cu tirul, cu da. Neapărat. Deci, domeniul agricol. Sau altor materiale de construcții, și să mai punem aici, deci balaser, altor materiale de construcții. Și utilaje agricole nu sunt mai legate ceva. E la reștoare care cu greu, vine cu 20 de ori. Ei merg cu tir, cu remorci. Sau altor materiale, atât nu de construcții. Da. Altor materiale. Asta e altor materiale. Da, la 1,5 de tonă, da. Că discutam cu cineva și cât de... Și această... A altor materiale și produse. Bun, și atunci materiale de construcții și produse, bine așa. Odată implementată pentru și... Pentru că, am zis cuiva, da, un leu 1,5 la balast. La balast e cam o mașină, e 14 lei, nu știu cât e metru cub. Deci dacă au pus 20 de metri cubi, 28, că aia, dar ne ducem pentru 300 de mii. Te duci că ies 30 de mașini pe zi de balastieră. Și 9 milioane. Da, și atunci ar trebui să se vadă, de orice ce încasăm aceste sume, să se vadă întreținerea dublă, să se regăsească întreținerea. Dacă o luăm, ele fac parte, cum se spune, aceste taxe vor face parte în viitor la venituri, la bugetul local. Gândiți-vă la 30.000 de metri cubi. Dacă reușim să încasăm ce exploatează o columinie, ori 1,1, ori 15, 4 milioane de jumătate. Ori, revin la ceea ce discutăm anterior, cred că în 2 ani nu să cam trebuiască să gândim să creăm fonduri locale ca să putem să ne întreținem. Bun, și un plafon minim, deci pentru fiecare metru cub, dar sunt mașini mai mici, utilaje mai mici. Are 15 lei, 15, are 10 metri cub, 1 milion jumate. Bun, dar de la ce capacitate se... Nu zic să se descoperi de capacitate. Deci indiferent de tonajul mașinii? Deci da. De 3 tone? Domnea, trece cu 3 tone, are 500, 6 ori, da. 5, 30, 3 ori, 5, 450 de lei trebuie să plătească. Da, mulțumesc. Dar ideea va fi că societatea care va licita, ei se va aduce la cunoștință că trebuie să plătească această taxă, cei care vor transporta lemnul, nu? Și poți să-l care cu farag. Care cu ce vrea. Da. Domnul Matei. Acum nu vă spun că... Aveți o vânătate, domnul președinte. Da, vorbim, domnul Matei, da. Noi am discutat în comisia noastră de mai multe ori această problemă a taxilor, a taxei pe drumuri. A fost dat o hotărâre din Consiliul 2013, cred. Anul ăsta am discutat despre ea, am cerut să ne prezint o situație cu toți banii încasați. Și... Tot așa și atunci ca și acum, eram încântați, vai de mine, o hotărâre bună, vom face bani pentru drumuri. Și în realitate, în acel răspuns, mi s-a spus că s-a încasat în jur de 1500 de lei la vreo 5 agenți economici. Nu știu că 30 de ani, cred că acum. Mi se pare nu puțin. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sunt discuții, dacă unii nu au putea să spun aici, chiar în
ședința din comisie, am discutat și asta, în ședința din Consiliu și nu numai, nu numai, sunt discuții că s-ar fi încasat preferențial. Deci, pe cine s-a vrut, s-a pus taxe, pe cine nu s-a făcut, nu se vede. Vedeți cu domnule. Dar nu știu dacă treaba mea să fac asta. Că dacă nu treaba mea să susțineți ceea ce vorbiți, nu faceți acuzații. Treaba celui care nu face din greșire, ce-o dă de Consiliu. Nu. Da, dar să vină să susțină ceea ce spune. Exact. Nu e greu asta de susțină. Problema e că cel care inițiază proiectul de hotărâre trebuie să le ducă la deprimire, nu? Sau nu neapărat el. Deci acum proiectul de hotărâre este specificat. Cine duce la deprimire, proiectul de hotărâre. Așa crezi dumneavoastră cine inițiază? Nu, 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 deci cel care este specificat. De ce nu inițiați un proiect cu hotărâre? Tot veniți cu păreri și nici o hotărâre nu-i important de asta. Știu că sunteți într-o veșnică campanie. N-am făcut la urmă. Dar de ce nu veniți cu un proiect de hotărâre care să-l și duce la deprimire dumneavoastră? Nu, dar nu cel care inițiază trebuie să-l ducă la hotărâre. Să îndeplinească. La mă? Nu? Nu. Deci este specificat acolo, ce duce la nivelul ei. Compartimentul contabilitate, eu știu care este. Primarul, da, ca administrator și ca șef al României, am măsut pentru ducerea exact, la îndeplinire. Dar, prin lege spune, trebuie să procedeze conform pârghiilor legale să le și aibă. Și cu ce? Adică nu putem mâine, cum vorbeam acum domnul Vătămanu, de 2 ani nu fac șanțul la Poveni. Corect? Mă e acum drumul la domnul Lungu. Vă spun, sunt punctii cu dar. Dar ca să-l fac, eu ca primar, credeți că n-aș vrea să fac tot ce spuneți dumneavoastră? Trebuie pârghile legale, le găsim, că-ți dă legea voi, dar trebuie pârghile financiare. A zis că să facem când vine al primar, așa-mi dat sub. Da, și punte la lucrurile totodată, vin și 3 ani. Hai să nu ne abatem, dăm cuvântul. E vina mea că am făcut puntea și-o luat-o apa de 2 ori. Dă cuvântul domnul Matei. Natura serviciilor meu face să șeful pe domnul județean Călăț Prana. Circulând la Deala Valea, am văzut multe mașini în agențuri economici, în special mașini de astea mari, cu remorci, care transportă lemn. Altceva nu se transportă lemn, ăsta adică lemn. Nu știu cât se încasează sau nu se încasează pentru taxa de drum. Ei se mai trebuie că plătesc, eu cred că nu plătesc chiar toți, că se mai strecoară, mai duc și noapte, mai duc și nu știu... nu știu dacă cu banii ăștia care se încasează, se poate face întreținerea drumului pe care el îl distrug. Eu mai degrabă aș propune să facem un limitar de tonaj pentru mașinile astea, că ei încarcă în rampă, ei fac un pont. Pentru că de 40 de metri cu 40 de toni de apare de mașina pe noastră la mașinii. Îți dă seama că facem revoluție de 60 de toni care trece pe un drum care e făcut poate pentru 25 de toni. Dacă pe drumul național lui Valea Plotoșului e limitat greutatea mașinilor, cu atât mai bine pe drumul Pralea să limităm tonajul, că dacă vreți să avem drum, dacă nu, în câțiva se distruge. Deja mă uitam la el, de la Leian cu Ghimici la Deal, s-au făcut ogaje prin lungimea drumului, prin un merg roții mașina, s-au făcut șansuri. Apa nu mai curge de la centru spre exterior, curge de-a lungul drumului, parcă se și pe raie. Trebuie de urgență făcut treaba asta și șoferii care nu respectă tonajul să fie amendați. Haideți, îmi dați voie să răspund, domnul președinte, da? Da. Limitarea pe accesul tuturor drumurilor din România este făcută prin lege. Deci nu putem mai da noi limitare peste lege. Pe orice drum practicat la drum comunal încolo, limitarea de tonaj este. Noi, prin această taxă, că am spus că plătește și cel cu 5 steri sau 5 metri cub și cel cu 40 metri cub. Una, creăm niște bani în plus la bugetul local din care să putem întreține. Eu nu ne că, deci, na, o să limităm asta, punem și o să vină cu 22 de toni, adică 22 de metri cu, dar tot va trebui să plătească cei 15 lei. Și vă spun de ce, de ce o folosim de căiuți? Să limităm, să respecte greutatea, tonajul. Da, aici cu tonajul o să facem o adresă la poliția locală, nu poliția locală, nu a noastră, că este poliția mai... Poliția română, da? Ca să ducă la îndeplinire limitările de tonaj. Astea sunt date prin lege, știi toată lumea. Acum toți care pleacă, pleacă pe riscul lor. Noi ce putem face ca să-i speriem un pic, este să chemăm pe cei cu cântare. Și o putem face. De ce să nu fii realiști? De pe Pralea se coboară numai noapte. Și noi știm, știți toți agenții economici, lucrați direct pe Pralea. Când încarcă și când pleacă, ei stau. Au oprit într-un loc și pleacă după ora 12 noaptea sau 10 noaptea tot să treacă că le frică de cântare. Și pe drumul european și pe drumul național tot așa conduc noaptea ca să evite controlul.
Noi cum îi taxăm noaptea? Poftim? Noi cum îi taxăm noaptea? Dar nu că îi taxez noaptea, m-am dus la cel care a licitat, am spus că trebuie să-mi dea 120 de milioane pe 400 de metri sau cât are el licitat, da. Și nu mă interesează cine transportă lemnul. Eu pe aviz știu, 10 exim SRL. A, și-a plătit, nu și-a plătit, i-am dat 10 milioane la șofer amendă că l-am prins, l-am blocat, pot să-i aduc și ARR-ul, ți-i mai dau o bucurie de vreo 40 de milioane și nu va pleca mașina până nu vine să-și plătească. Da, dar el la care noaptea care trei mașini de rupe drumul și nu-l mai vede nimeni. O să fac, să mă gândesc la o soluție. Eu cred că e cam o poveste cu noaptea. Că voi plăiți seama că n-ai voie cum să încarci, n-ai văzut că eu sunt acolo pătruri și văd, nu-ți transportă noaptea. Asta e o poveste. Oamenii vin că încarcă și încarcă până la 4-5. S-a terminat programul și pleacă mașina. Toate mașinile, ziua le vei pătruri. Staționează pe traseu. Domnul Drilea, în Popeni aici, la gură, în deal, câte mașini stau care staționează? Sau la ieșire din calea stau? Eu nu zic încarcă la 8. El a ieșit la 6-7 din pădure, stă undeva 3-4 ori, se poate să treacă că e liber. Deci nu așează, bă, dar n-are cum să încarce la ora 12 noaptea. Nu-i foarte bine la început de an. Este licitația la sfârșit de an, adresă la Ocolul Silvic, societățile care au licitat și cât au licitat. Ocolul Silvic, cât masele noastre și unde e transport. Și le-am trimis. Ai Ocol 20.000 de metri, dăm și mie 3 miliarde. Că asta e, întregi drumurile. Pe drumul Ocolului Silvic, dacă se duce cineva, se plătește taxe de pe Iași. Știe toată lumea. Ei de ce să ia, noi să stăm. Noi le facem drumul până la intrare în drum forestier, ei vin să le străce. Nu, cum își încasează venituri, n-au decât să plătească. Dăm cuvântul lui domnul Onel. Doresc totuși un exemplu pentru cei care tranzitează, au tranzitat și l-au plătit. Eu am povestit drumul. Deci, 2 ani de zile a tranzitat drumul ăsta la lucrările de la Corpul și Jumbrei. Domnul Costu, Alconepu, nu știu mai cine. Nu apare la primăria Căiuț cu nici un leuț. Noi n-am avut taxe pentru ei. Am fost. Da? Nu. De ei pe cea ne-am dus pe lemn, că așa am gândit-o. Lemnul strică tot. Nu-i. Tot strică. Da. Uitați aici, de la barieră unde s-a fost asfalt, unde am intrat, și este. Se putea totul măcar ajunge și la o înțelegere, măcar să le mențin în starea care le-au găsit. Dar s-au terminat lucrarea, le-au făcut praf. Strică în tot drumul și plătește. Și dacă am eu 4 miliarde, cu 4 miliarde pe an, vă spune, facem 2 km de asfalt. Și-o chiar la punctul ăsta, peste râul Trotuș, pus o restricție de tonaj. Aici, da. Eu am mai solicitat-o și nu am dat-o trecut. Podul ăsta se face praf, deja pe la mijloc, e brut. Aleile alea pietonale, după rânduri, nu se mai poate circula pe ele. Dacă duci un babă sau un bătrân, se duce într-o duș. Sunt spate. Ce-o fi la anul, ce-o fi, dar da. Cu prioritate o să prindem niște bani să reparăm podul. Atâta, da? Atâta. Domnul Vătăman. Din cauza mașinilor capacitate mare, au început să crăpi șoseaua în satul Popeni, acolo pe mare, pe dreapta și pe stânga. Am venit cu o măsură. Poftiți? Am venit cu o măsură. Cu ruleta, nu înțeleg. Da, cu ruleta. Da, vă mulțumesc. Încă ceva. A început să crape pereții la casele oamenilor. Da, pe domnul, nu mă mai contrazici, pe dacă știi, vorbește. Nu mă contrazici pe mine dacă nu știi. A început să crape pereții la casele oamenilor. Râdeți, dar eu vă spun. Poate de asta a și venit televiziunea aici să ne vadă că este adevărat, nu mint cu nimic. Facă pereță. Să te facă pe dumneavoastră să înțelegi că numai bun din mișto, de luați oamenii în râs, de bataie de joc, pentru asta te-a ales oamenii aici, domnul. De venit aici să contrazic. Ne-a vătăm, am. Te rog frumos. Atât am avut dispus. Domnul Lungu. Deci vorbim de taxe locale. Eu zic că în agricultură, sigur, care și-a făcut treaba a fost Interagro. A făcut drumul ăla de 3 km pe care circulă și lemnul și toți, o băga greder, s-o da puterul lui Porsuș cu mașina mică, mai ceva ca pe Australia. Pe lungă, ei se duc la exploatare cu tirul cu mașini mari. Odată pe an, toate drumurile astea principale de exploatare agricole le pun la punct.
Eu nu văd și nu plătim nimic. Iau putere economică să le facă. Da, dar eu vă spun acum, vă răspund divers, da? Un lucru super bun, dar știți de ce l-au făcut? Păi că e pentru că 90% din cultură ia lor. Dar omul își face drumul cheltuie 20 de milioane ca să noi să strângem mașină. Domnul primar, ne scutește pe noi de niște bani. Da, dar nu mă scutește, că avem obligația pe drumul, de, pe drumul ăla care și-l face el, trebuie să-l facă cei care cultivă. Noi nu putem băga bani pentru că este drum și proprietatea este a cetățenilor. Păi a cetățenilor, dar deci el e singurul. Să-l repare și întâi eu să nu l-a stricat. Da. Ne rugăm, noi cred că-s capabil să facă să-l repare. Nu mi se pare corect, îmi strică, crezi. Nu mi se pare corect să-l strice. Nu se repare? Ba da, cum? În momentul când îi punem la plată, vine și eu să spun, uite, domnule, ce-am făcut în comună. Nu poate să-mi spună că eu, dacă îți spune, domnule, ți-ai pregătit un drum pe proprietăți private ca să-ți iei recolta. N-am eu treabă. De momentul când ai ieșit pe drumul ăla, pe ce drum mergi? Ca să iei la DN, ești pe drum comunal. Pe drum agricol. Drum agricol, dar noi. Dar el numai pe drum agricol circul. Noi, unde? Nu urcă la pralea, sunt chiar la pralea. Unde? Dar vine din Mărcești. De la Mărcești pe unde vine? Și-o pălea le face. De-nluncă orice drum agricol de-n drumul comunal. Da. Vă spun eu că ei unde intră și întreține drumul. Lăsați, ca au de unde, da. Au de unde, noi sunt. Ia subvenție 1 milioane pe hectare, dă 4 la oameni, poți să dea și... Muncesc. Dar eu nu zic că muncesc. Toți care iau subvenții muncesc, nu muncesc. Dar nu, așa e. Atâta drumul. Da, asta vreau. Mai sunt probleme? Să punem pentru vot. Cine-i pentru? Cine? Contrarii. 12 voturi. Ce reforme faci? Vedeți un paradox. Chiar pregăteam după proiectul ăla cu scutirile de penalități. Știam că e proiectul ăsta și chiar mă gândeam și zic o să le spun. Ați văzut ce ușor aprobați unanimitate taxe? Ați văzut și greu aprobați ca niște amărâți să nu-și plătească penalitățile? Nu aprobați? Haideți să vă spun. Este consens. Nu, dar n-am zis că nu. Bine, să trecem mai departe. Proiectul de hotărâre numărul 4. Se completează inventarul bunurilor aparținând în Republica Comunei Căiuți. Obiectivul modernizare drumul de exploatare fostă linință CF Căiți Vrarea Comuna Căiți de Subacău. Articolul 2. Primarul va duce în deplinire pe vederele prezintei hotărâri. Dar avem anexa. Da, și valoarea, se aprobă valoarea drumului, 428.908,52 lei. Dar văd că aici nu știu, conform anexă, nu? Da, anexa, nu care face parte în picant. Discuții. Domnul Matei. Domnul primar, drumul ăsta nu pregătește și șanțuri în proiect? Da, ce vă prevăză s-au făcut. Șanțuri feriate, dar nu pietonate. Nu am intrat pe el, dar din capăt. Așa face doar mare. Mă intrați pe el să vedeți că tot ce au fost comisii. Eu n-am făcut parte din comisia de recepție, dar e ok. Chiar mai intrat aici, chiar mai intrat aici. Acum nu mai discutăm de utilitatea lui, că am discutat numai de iau, discutim care au fost, da? Dacă tot s-a făcut, e păcat să fie stricat imediat. Deci e păcat, dar tot e făcut, măcar să rămână. Ne fiind șanțuri făcute, e intrat la capitul, nu te strică. Dar sunt șanțurile prevăzute din proiect, sunt făcute. Am fost pe el, merge și vedeți. În rest sunt aici la intrare, spuneți chiar să-mi și acum. Nu la intrare, nu se văd. Da. Dăm votul domnul Lungu. Și vreau să întreb, era trebuit să proiect Bitum sau numai stratul ăla de Prundiș Căsăr? Nu, exact cum e făcut. Este Prundișul ăla cu soluția aia, care dată de la legat. Iată. E făcut conform. Nu văd... Acum, nu știu ce m-am auzit la proiectul, dar nu e importanță pentru comună. Dar nu-i văd. De ce s-au cum să strică? Și la banii care au fost cheltuiți, chiar dacă sunt banii folosiți, Deci la asta mă refer. Ca o idee nu trebuia făcut. Păi pentru mine credeam că cu banii ăștia trebuie să facem altceva, deci știți că așa m-am gândit. Da, dar v-am mai zis, dacă Uniunea Europeană a creat un program pentru drumuri, astfel de drumuri, proiectul și programul s-a dus pe astfel de drumuri. Deci nu puteam să fac proiect pe programul ăla, să fac nu știu ce... Nu sunt potrivă,
a proiectelor europene. Dar eu am zis atunci la timpul respectiv că erau alte lucrări mai urgente de făcut cu banii ăștia. De exemplu, haideți să vă dau un exemplu. La Vlasi Petis, că era de utilitate betonul ăla care turna până în vârful dealului, odată, când putea omul să-și facă toate ulițele. Deci este un paradox. Că are ulițele petrolite exact. Și ai... Dar este un program care este impus, cum vreți să spuneți, numai pentru anumite categorii de drumuri și ăla fiecare și-a găsit locația și-a făcut investiții. Dar nu e impus lui Vlasi să-l facă acolo. Bă, poate avea un drum. Nu i-a impus lui Vlasi, dar ăla s-a pretat, ăla a răspuns. Bă, nu i-a impus nici nou să-l facem pe ăsta. Puteam să facem legătura între tot drumul forestier. Unde? Boiște și pe partea aia. Era și cu tine. Unde Boiște? Între Boiște și Hirtiu. E tot exploatare forestier. Noi? E drum comunal până la aia. Este drum comunal până la intrare. Este drum comunal până la Boiște Răzească. Asta a fost părerea mea și cu asta bază. Domnul Vătămanu. Acolo, la domnul Lungu, cu drumul la care vine la... Am zis că discutăm la diverse... Nu-s diverse? Nu, dar vă scuzați. Îmi cer scuze. Vă punem pentru vot. Cine-i pentru? Proiectul de vot. Împotrivă, abține? Eu mă abțin că m-am abținut de prima dată la... Nu e obligatoriu, domnul. 11 pentru și o abținere. O reține. Nu e obligatoriu dacă te abții prima dată la primul proiect. O dării la următoare, este un soție, tot așa. Eu zic că e fără utilitate pentru comună, de-aia m-am abținut. Domnul primar. Era următor. 35. Se aprobă accesul public în mod liber pe drumul fost al linii CFE modernizat în cadrul proiectului modernizare drum de exploatare fost al linii CFE, proiect finanțat de FADR, măsura 411125. Primarul va duce la îndeplinire. Deci este un drum pe care noi nu putem momentan utiliza taxa. Discuții. Primaza acestui proiect. Și atât nu. Păi nu-i domnului public, nu se nu dea voie să cer. Ba da, nu. Deci nu putem în 5 ani să impunem taxe. A, taxe, da. Așa, da. Nu înțeleg ce să mă. Eu chiar dacă am vrea, n-am avea un. Când o să se facă și celelalte rețele și sper să dea Dumnezeu ca unul din dumneavoastră în care v-am zis că nu voi candida, va fi primar, dar poate voi fi undeva agățat. Și atunci am să-i vin cu niște reproșuri să vedem dacă va fi în stare, că programul se derulează în continuare la anul. Și eu n-am să-l inițiez. Atunci am să-l trag din mâini că dacă va fi în stare să mai fac și el măcar un kilometru. În 2 ani, altul un kilometru în 2 ani și vom putea reda fosta lui un neuță CF ca drum adițional. Și atunci vom putea interzice accesul căruțelor sau altora pe drumul principal. Să se mai întâmple accidente, că am... oferi variante. Intersectează cu drumul județean pe multe porțiuni. Da, și ce faci cu casele care s-au făcut pe... Păi eu cu drumul județean cred că l-am făcut. Alții s-au chinuit o viață. Eu m-am chinuit puțin, dar l-am făcut. Că altfel, dacă mi-au cam minte, mergeați numai prin hârtoate la Pralea. Tot timpul vă plângeați că nu-ți face drumul. Ia că l-am făcut. Ce să termin cu el? Ăla a fost proiectul, nu înțelegeți odată. A fost un proiect care s-a făcut conform proiectului drumul județean. Deci altceva ce să termin cu drumul județean? Se pun pomi, ce să-i fac? Nu, dar cine a spus că e făcut ceva? Păi, am zis, că se intercalează drumul de... Păi da, dar e normal că trebuie să am o ieșire. Dar e normal să am 4-5 ieșiri. Deci n-ai cum să faci drum paralel. Drumul ăla e făcut din Consiliul Județean. Ar fi cea mai mare protecție. Deci e făcut drumul. Domnul președinte, domnul Mate, astăzi nu mă legați așa. E făcut din Consiliul Județean. V-am zis, eu nu vreau să spun acum mai mult. V-am zis modalitatea și modul cum s-a făcut drumul la Pralea. Că altfel să mai stătea 20.000 de ani. Știu că indirect unii dintre dumneavoastră nu vreți să vedeți mersele cuiva care s-a zbătut să-l facă. L-a făcut Consiliul Județean. Ne-a iubit Consiliul Județean așa de mult, cât din 20 de drumuri, că au fost licitate la nivel de țară, am luat noi și Cârgărești atunci. Din s-a făcut. Ne-a iubit așa de mult toată lumea asta când s-a dus. A venit cineva, voi vezi că la Căță îți fac drumul ăla. De ce nu vine acum Consiliul Județean sau Uniunea Europeană să vă fac un drum, să spună, domnule, aia la Căiți vreau să vă fac aia. Ne luptăm acum cu groapa de gunoi și utilaje, știi, fetele, câtă muncă și ce omor avem. Fonduri europene. Oare din 85 de comunii din județ, suntem noi și Răcăciuni. Adică vine la noi, nu vrei tu că el să-ți fac investiția asta?
Că se o Consiliul Județean, haide, domnule, mergeți cu povești, este stres de campanie electorală. Vă spun tot ce s-a făcut, este implicarea mea direct, să știți. Domn primar, dăm cuvântul domnului Drilea. În cuvântul domnului primar a spus că nu vrea să mai candideze. Asta nu știm noi. Una la mână. A doua problemă, asta e problema bună. Problema e de altă natură. Dacă dumneavoastră ați fi pe alt loc de responsabilitate, indiferent în ce condiții, consilier, din ce primar, pentru ce nu veniți într-a ajutorarea viitorului primar? S-au ajutat. Nu se dovediți că ați fost mai bun ca... Depinde de conjunctură. Una la mână. Și a doua. Un problema dumneavoastră, tot vă bateți cu mâna în piept cu drumul județean Praga. Da. Ei, să știți că am și eu, dacă e vorba de laudă, haideți să mă laud și eu. Da, dar nu... Când am fost viceprimar și cu domnul primar Dănilă, noi am făcut demersul la fostul ministru de transportul, domnul Băsescu, Traian Băsescu, în care ne-a aprobat să-l trecem la drum județean, când da. Era. Și ne-a venit aprobarea. Și cred că am contribuit și în toate ședințe de la Consiliul Județean și Prefectură, am strigat în gura mare, în continuu, șoseaua Căiuț-Prarea, drum județean. Dar să știe și colegii mei, poate nu știu. Domnul președinte, vreau și eu să spun ce. Acum mai clar. Acum vreau să vă spun și ceva. Când a fost problema de drumul ăsta județean, domnul Danilă și domnul Drilea au plecat în concediu, domnule, oameni buni, pentru că, să vă spun ce, pentru că era doamna ingineră care răspundea de drumuri județene și când a fost problema de recet de astea, domnul Danilă și cu domnul Drilea au plecat în concediu. Vă spun eu exact care să stăia. Dar se laudă singur. Dar ce s-a aprobat? Hai să revenim la proiect. Dar nici se laudă singur, nu e adevărat. Nu, ceea ce spune. Mai avem discuții pe baza proiectului. Pune la vot. Hai. Supunem la vot proiectul 5. Cine e pentru? Ce-i faci cu concediu? Redovadă la cifre pe care am fost la drum de 2004, adică când au fost domnul Danilă și unul 2009. La diverse, cine zice? Nu cred. Acvariu? Ai răbdare. Ideea lui. Dar nu trebuie. La diverse toate. La nivel din Comuna Căit s-a finanțat de către fonduri europene, s-a investit la Britanie, indiferent de vorba, cabine, mă rog. S-a făcut niște bani. Aici e acolo, pe un tineret. Un tineret. Una la mână. A doua problemă se pune de ce în Căminul Cultural s-a dat drumul la o brutărie în loc să dăm, să facem, cum spunea înainte, domnul Ungureanu, spunea domnul Bătăman, să facem echipe artiste, să facem vorba aia, educație culturală, din toate treburile. Nu facem aici sus, pentru că aici rezistența deja primăriei este vechi, chiar dacă e consolidat. Și n-am păstrat Căminul Cultural. Asta aș vrea să spun. Și dacă putem și suntem puticioși sau avem nepoți, avem strănepoți, să ne chinuim Consiliul Local, primarul, vicele primarul, la nivel de comună să înființăm o echipă de fotbal. La nivel municipal, cum era înainte, sau să testăm. Pentru că este investiția făcută. Facem exact cum spune ca o fosta ministră cu fondurile europene a făcut terenul unde era numai bătrâni. La noi încă mai e tineret, dar nu facem educație cu ei. Aia nu-i chemăm la spectacol, nu facem treaba. Căminul l-am lăsat să facem brutării. Ce facem atunci? La nivel dispărem. Noi dispărem. Tem o etapă care trebuie. Rămâne nepoți, strănepoți. Ce faci? La ce stă acum? Altcineva. Domnul Vătăman. E
permanent de problemele culturale. E problema în felul următor. Lasă de dorit în ceea ce privește cultura la noi, la nivel de comuna Căiuț. Deja că am văzut o parte din copiii ăștia de la școala generală de aici, ceva ar exista. În ceea ce privește bătrânii, din obiceiurile și tradițiile care au fost de la comuna Căiuț, aproape a dispărut complet. Sunt care se trag din obiceiuri și tradiții care erau înainte războaie de țăsut, să țăsa, să coseacă mășță. Nimeni n-a intervenit niciodată, am mai ridicat problema aici în Consiliu, și a rămas toate baltă. De ce nu se sprijine, de exemplu, ca bătrânii să se adune o parte din bătrâni care au talent de dans, să joace pe scena aia care stă degeaba acolo cu niște fotografii, că se fac mari minuni în comună, că nu se face nimic. Părerea mea, vă bușoaște râsul, poate râs și eu din râsul dumneavoastră. Sunteți simpatici, să știți. Știți de ce zâmbeam, mă rădeam? Portiți? Cât de poetic puteți fi așa, chiar că dată mă întreb la câte idei bune aveți. Dați-mi una la în care v-ați implicat. Sunt implicat în domeniul culturii, am participat, stimate domnule primar. Spuneți-mi un proiect cu care ați venit, ca să inițiați să adunați acei bătrâni. Ce vreți să adun eu bătrân, să joc eu fotbal, să fac eu proiecte, dar ce vreți să vă fac eu? Dom'le, dacă sunteți și aveți alte idei bune, ferească Dumnezeu că nu sunt buni. Veniți, dom'le, cu un proiect și o inițiativă să faceți ceva. Așa. Aș vrea să vă văd într-o duminică să-mi spuneți, domnul primar, dați-mi sala de sus, că dau scris că nu se dărâmă. Este făcută la standarde. Că eu vin cu 4 băbuți și 4 mulți neguți și eu vă aduc și un instructor să vedem cum dansează. M-ați întrebat că unde am participat și ce-am făcut. Dar nu lăsați, nu povestiți că ați fost la... Am participat în tabăra de structură de la Căiuț. Lăsați-le, eu vorbesc la Căiuț aici. Am participat în tabăra de structură de la RUNC. Da, domnule, mai. De ce nu? Uitați, sunteți în domeniu. Prin care am fost și medaliați. Dar n-am strâns în jurul dumneavoastră oameni de cultură. Noi am strâns. Da. Să-i aveți un pic în jurul dumneavoastră ca să vă făriți și dumneavoastră cu ei la Comuna Căiuț, mai ales cum a fost de ziua Comunii Căiuț, puteți să aveți oameni reprezentanți din Comuna Căiuț, chiar să-i scoate și pe scenă, adică nu pe mine, de parte când nu credeți. Dar am văzut, 4 ani nici eu nu mai pe scenă, că nu sunt da, de cultură. Dar părerea mea este, imagine, ați văzut cât de frumos când a venit de aici la Negoiești, Ștefan cel Mare, când a venit aia cu trompete, cu sârbe aici, de le-a făcut așa ca picante.